cred în zodii. Nu citesc niciodată horoscopul. Și nu mi-e frică nici de pisici negre sau de numărul 13. Dar cred că joia mi-aduce ghinion. Într-o joi m-au prins controlorii fără bilet în autobuz. Și tot într-o joi am alunecat și mi-am rupt dresul. Era chiar înainte de prima întâlnire cu un tip. Nu m-am mai dus. Mi-era rușine să apar în halul ăla. Telenovela cu prințesa sălbatică s-a terminat tot într-o joi. Și asta nu e tot. În fiecare joi după amiază vine maică-mea la mine în vizită. Și de fiecare dată încearcă să-mi bage pe gât nu știu ce creme antirit pe bază de alge de la firma aia unde e reprezentant. Dar cea mai groaznică joi din viața mea a fost ziua când l-am cunoscut pe el. Era în decembrie, pe la 5 după amiază. Sau cred că era chiar 6, că se întunecase afară. Eu, de fapt, nici nu trebuia să fiu acasă. Chiar îi spusese maică-mi să nu mai vină. Trebuia să fiu la verișoara lui Marcy, s-o tund. Doamne! Cum ai ții minte toate amănuntele astea, de parcă ar fi fost ieri. Dar verișoara lui Marcy mi-a trimis mesaj că să o lăsăm pe a doua zi. Așa că eram acasă și mă uitam la televizor. Și la un moment dat am auzit soneria. Vreau să spun că aș fi putut nici să nu aud. Nu prea face zgomot și când am televizorul dat tare, nu aud. Dar chiar în momentul ăla dăduse sonorul mai încet. Mă enerva muzica de la o reclamă cu detergenți. Am deschis ușa și a apărut el în fața mea. A spus că reprezintă o firmă de electronice și vrea să-mi prezinte noua lor periuță de dinți electrică cu model revoluționar. Dacă cumpăram o periuță, mai primeam gratis încă două periuțe, trei paste care albesc dinții, o apă de gură și o săpunieră cu semnele firmei. Și în plus, eram înscrisă automat la o tombolă unde puteam să câștig o excursie în Italia pentru două persoane. Sau să merg toată viața gratis la dentist. În timp ce vorbea, zâmbea. Zici că avea clape de pian în gură, așa albi erau dinții lui. I-am spus că n-am bani și că n-am ce face cu atâtea periuțe de dinți. Dar a făcut ce a făcut și m-a convins să le cumpăr. A doua zi era din nou la ușă. Cică să-mi ofere un calendar cadou din partea firmei. A treia zi m-am trezit din nou cu el. Mi-a spus că am câștigat la tombolă o pizza cu el în oraș. Și a patra zi și-a adus periuța de dinți la mine. Și acum, după un an și ceva, nenorocita aia de periuță e la mine în baie. Nu îndrăznesc să o arunc. E singurul lucru care mi-a mai rămas de la el. În primele săptămâni a fost ceva de vis. Nici nu vă închipuiți. După două luni chiar am zis că ceva nu e în regulă, că e prea bine. Eu nu rezistasem până atunci mai mult de 3 săptămâni cu un tip. La toți le găseam câte ceva ce nu-mi convenea și ne despărțeam. Ăstuia, în schimb, nu-i găsisem niciun defect. Era aproape dubios. Singura chestie care mi se părea mai ciudată era că se spăla cam des pe dinți. Da? M-am gândit că o fi efect profesional. După 3 luni, a început să-și aducă lucrurile la mine. Atunci a adus și prima statuetă. Era oribilă. Era o statuetă cu un extraterestru. A așezat-o în living, lângă televizor. M-am gândit că o fi avut valoare sentimentală. Poate vreun cadou de la un prieten din liceu. Sau poate a câștigat-o la vreun concurs. Sau poate chiar a găsit-o undeva și i-aduce noroc. Pot să înțeleg lucrurile astea. Așa că n-am zis nimic. A doua zi am mai adus două.
Nici atunci n-am zis nimic. După alte câteva zile, a venit cu o cutie mare cât un dulap. A dus-o în living și a început să despacheteze. Eu am plecat la cumpărături. Am zis să nu-mi bag nasul în treburile lui. Când m-am întors, toată casa era plină cu statuetele alea ordinare. Nu le-am numărat niciodată, dar cred că erau peste 20. Din plastic verde închis. Și aveau așa capetele mari, ca o sferă. Și ochii negri, bulbucați. M-am speriat îngrozitor. Pe hol, lângă cuier, era un extraterestru. Pe frigiderul din bucătărie era altul. Pe balcon, lângă ghivecele mele cu flori, mai erau doi. Până și în dormitor pe noptiere erau doi. Și în living erau vreo 10, cred. Urâți ca noaptea. Înșirați ca niște mărgele pe ultimul raft din bibliotecă. În baie nu era niciunul. În schimb, pe peretele din fața WC-ului era lipit un poster cu o farfurie zburătoare. Pe poster scria: suntem mai aproape decât crezi. Mi s-a făcut rău. Îmi venea să-mi fac bagajele și să plec. Din propria casă. Dar eram așa de șocată că n-am scos un sunet. Am cunoscut o grămadă de ciudați, dar ăsta îi întrecea pe toți. Unul își pătea toate cămășile cu gălbenuș de ou la micul dejun. Altul se scobea printre dinți cu forfecuța. Altul era foarte ok. Până l-am auzit prima dată râzând. Parcă era o hienă în călduri. I-am dat papucii urgent. Dar cel mai nasol a fost când m-am îndrăgostit pe net de unul. Mamă, eram înnebunită. Puteam să jur că e sufletul meu pereche. Era plecat cu o bursă în America. Am vorbit timp de 6 luni, aproape în fiecare noapte. Mă trezeam la ore imposibile ca să-i aud vocea. În zilele când nu vorbeam cu el, nu eram bună de nimic. Când s-a întors, l-am luat de la aeroport. Arăta mult mai bine decât în poze. Ne-am așezat să bem o cafea. Și am văzut că la mâna stângă avea unghia de la degetul mic foarte lungă și ascuțită. Era dată cu ojă neagră și avea aplicată în vârf o pietricică de aia care sclipește. Într-o secundă au dispărut absolut toate sentimentele pe care le aveam pentru el. Parcă aș fi apăsat un buton pe care scria gata. Dar cu tipul cu extraterestri a fost altfel. Nu voiam să mă despar de el. Și nu puteam să-i zic să renunțe la statuile alea îngrozitoare. Mi-era frică să nu se despartă el de mine. Așa că am încercat să le suport. Viața cu chestiile alea îngrozitoare în casă era un chin. Dimineața când mă trezeam, o creatură de aia oribilă se holba la mine de pe noptieră. Dar cele mai nasoale erau alea din living. Mi se părea că mă urmăresc. Eram așa de stresată că începusem să le visez noaptea. Și el avea grijă de ele ca de ochii din cap. Le tergea de praf în fiecare săptămână, le aranja în altă ordine. Câteodată chiar mi se părea că vorbea cu ele. Dar nu pot să bag mâna în foc. Mie mi-era rușine să mai invit prieteni la noi acasă. Când venea maică mea, le ascundeam după dulap. Lui nu i-am zis niciodată un cuvânt, dar mereu am presimțit că o să se întâmple ceva. Într-o zi, am venit nervoasă de la birou. Mi s-a respins cererea de promovare. Ci că în ultimul timp, activitatea mea lasă de dorit. Normal că lasă de dorit, m-am gândit, dacă nu dorm bine noaptea. Am mâncat numai oribilitățile alea de statuete.
Am mers în bucătărie să fumez. De pe frigider. Se holba la mine una din chestiilele verzi și nasoale. Atunci m-am enervat. Am luat-o și am dat cu ea de pământ și de pereți până am simțit că nu mai am putere. S-a făcut bucăți. Am măturat resturile și le-am aruncat la gunoi. M-am simțit mai bine decât după 6 împachetări cu nămol. După aia am luat o statuetă din living și am pus-o în locul ei. Și pe alea din living le-am aranjat așa, ca să nu se vadă că lipsește una. Și-a dat seama de cum a intrat în bucătărie. A mers în living, în dormitor, s-a uitat pe hol și m-a întrebat unde e statueta. Dar am spus că a căzut de pe frigider și că n-am vrut să-l supăr. Așa că am încercat să ascund totul până cumpăr alta. N-a zis nimic. A doua zi, la micul dejun, mi-a spus că dacă urăște ceva pe lumea asta, asta e să fie mințit. Când m-am întors de la birou în ziua aia, în casă nu mai era nicio statuetă. Nici lucrurile lui nu mai erau. Și-a uitat doar periuța de dinți. Am încercat să-l sun. Avea mobilul închis. Am întrebat de el la firma aia de electronice unde lucra și mi-au spus că și-a dat demisia. L-am căutat în barurile lui preferate. Degeaba. Nu l-am mai văzut niciodată. Au trecut 6 luni de atunci. Acum trebuie să mă întâlnesc cu un tip. E verișorul contabilei de la noi, de la firmă. Atât m-a bătut la cap să mă întâlnesc cu el, până am zis da.